Neața! Până acum am discutat, am avut pe aici, pe la teste, toate noile telefoane lansate de Realme. Așa că astăzi discutăm despre, nu pot să spun ultimul, pentru că da, cu siguranță nu va fi ultimul, însă vorbim despre cel mai de top, ultimul, cea mai interesantă versiune de până acum, Realme GT. Vine împachetat foarte tare, merită un unboxing, pentru că experiența de unboxing este tare interesantă. Ce frumos arată cutiuța! Și aparent este foarte plină de chestii. Un încărcător super dart de 50 de W, mega slim și portabil, noile Realme Buds Air 2, pe care o să le testăm mai târziu. Și flagship-ul celor de la Realme, GT-ul. Gran Turismo? Gran Turismo. Remarcabil cât de slim, subțire, portabil și micuț poate să fie încărcătorul, totodată oferindu-ți 50 de W pentru charging. Foarte tare! Dedesubtul lui avem cablul, highlight-ul galben ca și restul de pe aici din cutie, detaliu foarte mic, iese în evidență. Cu drivere de 10 mm, care ar trebui să fie capabile de high bass, din câte vedem noi pe aici, dar ajungem la testat, nu-i problemă. 29 de ore de playback pentru muzică, asta vedem pe cutie. Super low latency, 88 de milisecunde, încarci 10 minute, asculti 120 de minute. Iar căștile arată așa, negre, simple, cu un design așa specific 2020, seamănă puțin parcă cu AirPods-urile. Iar acum să trecem la GT, Qualcomm Snapdragon 888 5G, primul telefon cu 888, 65 W Super Dart Charging, display AMOLED 120 Hz, yay! Clar, o să testăm toate chestiile astea suculente în videoul de astăzi. Mai avem și o husă de silicon pe care o primim în cutiuță, încă un cablu de încărcare USB Type-C și încă un încărcător de 65 W. Triple camera setup de la Sony, 64 de megapixeli. Clar, o să testăm toate chestiile astea suculente în videoul de astăzi. Backplate din piele. Interesant, interesant. Haida! După cum spuneam în intro, este o variantă interesantă, o variantă mai specială. Vine îmbrăcat în piele galbenă, adică da, GT, Gran Turismo. Este o piele vegetală, culoare mai desaturată. Personal, cred că arată mai tare așa decât dacă ar fi fost foarte saturat, un galben țipător. Este o versiune ce plătește tribut, dacă putem spune așa, celor ce merg repede, celor ce se mișcă rapid. De acolo vine și Gran Turismo, GT. Îl scoți pe ăsta din buzunar undeva, ai ceva diferit, nu ca restul din... jurul tău. Poate fi vorba și despre asta. Sau nu? Cei ce mă urmăresc mă știu pe mine. Tot timpul am cam căutat într-un anumit mod să discutăm și să vorbim și să prezentăm chestii care sunt mai unicate. Nu tot ce este la fel, bineînțeles, pe lângă restul, pentru că trebuie să vorbim despre tot. Până și o chestie atât de nesemnificativă ca și culoarea cablului pe care îl primim. De multe ori face diferența. Este foarte ușor, foarte subțire, are doar 186 de grame. Ansamblul de camere sau camera matrix, cum îl numesc cei de la Realme, este făcut în colaborare cu cei de la Sony. Un setup cu 3 camere care stă într-un bump nu prea ieșit în evidență, deci în momentul în care e pe birou se mișcă puțin el, dar na. Au devenit atât de normale chestiile astea încât nu le mai băgăm în seamă, nu ni se mai pare ceva... o chestie negativă, să spunem. Nu cred că ar fi fost niciodată. Sunt persoane pentru care, na, orice este și vântul nu bate cum trebuie și e o problemă, dar nu cred că intenția unui telefon ar fi să-l pui așa și cumva să facă vreo diferență dacă se mișcă sau nu. Nu pui monitorul pe el și trebuie să stea tot timpul drept să nu se miște. Cutout-ul din partea de pe spate a telefonului în prima instanță pare negru simplu, însă nu este așa, are un design cu niște linii în V ce curg de sus până jos, de unde începe housing-ul pentru camere până pe partea de jos a telefonului. Nu-ți poți da seama că sunt acolo decât în lumină puternică sau la soare afară. Butonul de power vine și el cu un highlight galben, portul este USB Type-C, nu le lipsește jack-ul nici din varianta asta. Se pare că Realme sunt prieteni foarte buni cu jack-ul, pentru că pe toate device-urile despre care am discutat în ultima vreme l-au avut, chestie ce cred că mulțumește pe mulți dintre useri. Vine cu folie pentru display din fabrică. Procesorul este un Snapdragon 888, bineînțeles 5G. Este prima dată când Realme vine cu Snapdragon 888. Suport pentru Wi-Fi 6, Dual Channel Acceleration, o funcție ce permite telefonului să fie conectat și la Wi-Fi și la 5G în momentul în care ai 5G, pentru a-ți oferi cea mai bună viteză în momentul în care ai nevoie de ea. Smart 5G, care jonglează între 4G și 5G în funcție de locația unde
unde ești și ce faci pe telefon, pe network, analizează practic ce faci și în funcție de asta îți oferă viteza cea mai optimă pentru ceea ce faci tu în momentul ăla. Să nu consumi foarte multă baterie și mai departe. Realme susține că ține bateria cu 30% mai mult cu aceste funcții. Smartphone-ul vine în două variante, o variantă cu 8 GB de RAM și 128 storage, iar cealaltă cu 12 GB de RAM și 256 storage. Display-ul este un Super AMOLED cu o diagonală de 6,43 de inch, rezoluția este Full HD+, ceea ce înseamnă 2400x1080, display-ul fiind HDR, îți oferă opțiunea ca pe YouTube, de exemplu, să vezi conținut HDR. Screen to body ratio-ul fiind de 91,7%, 1000 de nits brightness, ceea ce îl face foarte vizibil în lumina soarelui, 360 de Hz touch sample rate și 120 de Hz. Da, foarte, foarte, foarte smooth, foarte tare că Realme a implementat 120 de Hz în telefonul ăsta și telefon. Telefon, smartphone. Foarte benefic această chestie, ridică nivelul user experience-ului mult mai sus decât dacă ar fi fost un display cu 60 de Hz. Pare mult mai smooth, se mișcă mult mai repede, pare mai responsiv, încolo trebuie să ne îndreptăm cu toții. 120 de Hz. Este un display foarte decent, foarte colorat, foarte vibrant, cu un color gamut DCI pe 300%, la 1000 de nits nici nu ai la ce să te aștepți. Orice conținut consumi tu, fie că sunt filme, videoclipuri, Chipflix TV, pentru că așa trebuie, va arăta foarte bine. Evident, fără nicio problemă, poți să faci și gaming dacă în asta ești tu investit psihic, fizic, moral, mental, emoțional sau cum vrei tu să fii. Atât performanța cât și modul în care jocul va arăta pe display-ul telefonului te vor face să te joci mai mult decât o să te lase părinții tăi. Camere. După cum spuneam, sunt făcute împreună cu cei de la Sony. Sunt 3 camere. Cu un senzor principal de 64 de megapixeli, distanță focală 26 de mm și o diafragmă f1.8, imaginea arată foarte bine, doful pare destul de natural, îndeajuns de colorate, îndeajuns de sharp, puțin parcă mi se par prea saturate, dar nu e întotdeauna o problemă, tot timpul se pot modifica. La fel și pe partea de video, cu stabilizare digitală, bineînțeles, rezoluția maximă în care poți filma fiind 4K la 30 de fps-uri, pe care cei de la Realme o numesc Ultra Steady, care pare îndeajuns de stabilă, chiar foarte stabilă. 64 de megapixeli Pro Mode și Expert Mode. Nu înțeleg ce se întâmplă, că nu doar aici am văzut, la mai multe telefoane am văzut chestia asta. De ce nu lasă un singur mode care este Pro Mode cu toate funcțiile posibile și necesare pe Pro Mode și să fie unul singur? Pentru ce ai și Pro Mode și Expert Mode. O a doua cameră ultra wide cu un senzor de 8 megapixeli, distanța focală fiind 15,7 mm, iar diafragma f2.3. Suntem cam obișnuiți cu combo-ul ăsta de 1x ultra wide și macro sau na, telefoto. Pozele nu arată nici de cum rău, nici pe ultra wide, dar na, trebuie să ținem minte că sunt 8 megapixeli pe lângă 64. Detaliile din cadru, cadru fiind mult mai larg, ar fi trebuit mult mai mult detaliu ca să alcătuiască o poză super super sharp. Nu vor fi cele mai bune poze, însă pe departe cele mai rele. Dacă stai să analizezi puțin, este vorba de perspectivă. Vrei ultra-wide-ul ăla pentru perspectivă, nu neapărat pentru cea mai sharp imagine posibilă. Dar asta nu înseamnă că sacrificăm toată calitatea pentru perspectivă. Trebuie totuși să arate bine pozele. Iar a treia cameră, care este un senzor macro de 2 megapixeli, f2.4, 22 de mm. Cameră ce pot spune liniștit că scoate niște imagini foarte bune. Nu este super, super macro să te poți apropia foarte tare de subiect, însă îți oferă un nivel de calitate a imaginii foarte bun, un dof destul de bun și posibilitatea de a te apropia mai tare de subiect, ceea ce este de multe ori folositor. Imaginea nu arată oversharp, nu se văd artefacte, calitatea este chiar foarte bună. Și pentru că suntem în 2021, evident, AI-ul este on the rise, să spunem, nu lipsește din telefon, ajută la cadrele auto, la poze, la video, unde crede el că este nevoie, evident, atâta timp cât îl ai activat. Tradiționalele funcții precum slow motion, timelapse, panorama, dual view recording, evident, sunt și ele prezente și să nu uităm de night mode. Face o treabă foarte bună și chestia interesantă despre night mode-ul de pe GT este faptul că poți folosi pro mode-ul în night mode. Chestie ce personal n-am întâlnit-o la niciun telefon testat până acum. Foarte bine. Mai mult de atât, avem un mod special, nou aparent, se numește Movie, un mod de filmare mai profesional, unde ai toate funcțiile de care ai avea nevoie on hand, să spunem, ISO, shutter, white balance, autofocus, expunere și așa mai departe. Și posibilitatea să mergi mai wide decât 1X. Să testăm și selfie modul pe partea de poze. 16 megapixeli, destul de sharp, în ciuda faptului că am mare lumină aici direct pe fața mea, văd că nu supraexpune imaginea. Avem și portrait mode pe selfie, din câte văd încearcă să izoleze subiectul de background, dar nu face chiar o treabă mega foarte bună cu treaba asta. Fiind digital, vă dați seama,
un DSLR sau un mirrorless sau o cameră normală ar fi avut DOF și acolo, pentru că este distanța de senzor, practic. Aici fiind un DOF fake, artificial, introdus digital, cataloghează ochelarul întreg ca și subiect aproape, ceea ce înseamnă că trebuie să fie în focus. Ne ținând practic cont că partea ce se vede în spate, prin ochelar, este în spate, de fapt. Când vine vorba despre partea de video, prin selfie, pe camera de selfie, nu arată deloc rău. Arată chiar foarte bine. Îmi curăță un piculeț pielea. Nu am nicio opțiune să activez sau să dezactivez mod de beauty dacă este sau nu. Dar arată bine, nu arată rău deloc. Aș vrea ca fața mea să arate tot timpul așa în realitate. Da, nu le poți avea chiar pe toate. Ultimele două lucruri de care rămâne să discutăm fiind bateria și prețul. 4500 de mAh cu încărcare de până la 65W pe care Realme o numește Super Dart Charging, încărcându-ți telefonul 100% în 35 de minute, cu protecții pentru overcharging, overnight charging, interface overload, funcții ce împreună ajută toate ca bateria să supraviețuiască, dacă putem spune așa, să-și mențină sănătatea cât mai înaltă, cât mai mare, pe o perioadă cât mai lungă. Cam irelevant de modul în care o încarci tu. Prețul! Din 15 până în 27 iunie vine la prețul de 2499 de lei. Complet cum l-ați văzut în unboxing, cu încărcător de România, căștile și în plus, în limita stocului disponibil, cei ce îl vor achiziționa vor primi și Realme Watch S-ul. Vorbim despre varianta cu 8 GB RAM și 128 storage. Cea cu 12 GB de RAM și 256 storage va fi la prețul de 2799 de RON. Sunt curios și de sunet, să vedem cum se aude. Prietenii mei la NCS știu tot. Este stereo, difuzorul de jos fiind primul din cele două și na, al doilea fiind earpiece-ul. Un pic de bas îi lipsește după părerea mea, însă sunetul este foarte decent, destul de bogat, în alte medii sunt, volumul este destul de puternic, este o limită destul de mare când vine vorba despre sunetul pe telefoane, dar este ok. Un lucru pe care mai vreau să-l testez înainte să plecăm acasă, fiecare, Realme Buds Air 2-urile, să le punem în urechiușă și să vedem cum se aud, sunt foarte curios. Și ia să vedem aceeași melodie de pe NCS. Nu pot să cred cât de bine se aud. Și foarte tare. Și bas destul de puternic, mamă. Sunt o persoană căruia îi place ca volumul să fie destul de puternic. Chiar mai mult decât te lasă telefonul, de multe ori, la maxim, parcă sunt prea puternice. Pentru mine, personal. Foarte bine se aud. Foarte, foarte bine. În alte medii foarte bogate, basul nu este overwhelming, așa, nu este prea mult încât să-ți acopere restul, dar este destul de puternic încât să fie totul echilibrat. Foarte, foarte tare se aud căștile. Chiar am rămas mega surprins de FreeBuds Air 2-urile astea. Și cam asta a fost videoul. Pentru cei interesați de ce avem noi aici, linkul este în descriere, evident, și facem și un giveaway. Detaliile sunt tot jos acolo în descriere. Pa, pa!